Suntem în ziua 5, este ora 8 fix. Cam așa va arăta traseul nostru de astăzi. Deci vom merge din nou pe Transalpina până aproape de Obârșa Lutrului și apoi stânga spre Hațeg. Până la prima oprire, 113 km. Iar în total, traseul are undeva la puțin peste 180 km. Am încărcat deci peste noapte la 10 amperi, bateria este 100%, am resetat și tripa. Am încărcat peste noapte puțin peste, de fapt aproape 16,5 kWh și cu cealaltă încărcare aproape de 25 am încărcat în total. Așteptăm să se trezească și cei de la recepție. Spuneau că la ei costă 1 leu kWh, deci o să le plătesc 25 de lei. O să luăm o cafea și apoi plecăm la drum. Am ajuns și la vârful Iezer. Cam așa se vede Transalpina. Încă o vedere de sus, în apropiere de vârful Iezer. Mașinuța este acolo jos. Ne pregătim să ieșim de pe Transalpina, vă spuneam, facem aici stânga spre Hațeg și baterie avem 96%, deci am plecat cu 100% de la pensiunea Tara. Cel mai puțin a scăzut bateria până la 91% și acum pe coborâre am recuperat 5%. Deci 4% din baterie practic am consumat de la Rânca până aici. Foarte frumoasă peștera Boli, amenajată, iluminată și doar 10 lei intrarea. Am ajuns și la cazarea din Deva, la anul lui Moșopinca. Hai să vedem datele călătoriei de astăzi. Da, astăzi am depășit și borna de 25.000 de kilometri. Așadar, am plecat cu 100%, da, din Rânca, de la pensiunea Tara. Înainte de Obârșa Lutrului aveam 96%, la fel înainte de Petroșani, de fapt chiar la intrarea în Petroșani, aveam tot 96% pentru că am coborât foarte mult prin cheile Jiețului, parcă se cheamă, da? Și la fel este o coborâre destul de abruptă și pe acolo, drumul nu a fost extraordinar. GPS signal lost. Am ajuns apoi la ieșire din Petroșani, ne-am oprit un pic la peștera Boli și de acolo am mers către biserica Densuș. Este o biserică foarte veche din piatră, una dintre cele mai vechi din Europa, în care este încă activă, să zicem. De acolo am mers și la mănăstirea Prislop și da, în total am parcurs 195,1 km. Deci cu tot cu autonomia rămasă, ne apropiem de 300 de km autonomie. Și consum 8,6, viteza medie aproape 46 de km pe oră. O să vorbesc la recepție să vedem cum e cu încărcarea, la ce priză putem să conectăm. Am pus și la încărcat, la anul Moșopinca. Are un tablou electric aici în aproape de parcare, pe lateralul casei. Am pus prelungitorul de 15 metri, deși nu era nevoie, dar nu l-am mai scos și pe celălalt de 10 metri, că e prim pe bagaj și trebuie să scot bagajele. Le-am agățat aici în nucul din față, la fel și încărcătorul. Și am pus la 10 amperi, 9 ore și 5 minute până la plin, 6 ore 35 până la 80%. Deci o vor lăsa peste noapte ca să plecăm cu plinul. Mâine vom merge la Hunedoara, la Castelul Corvinilor și apoi spre Alba Iulia și probabil Târgu Mureș și apoi la Toplița. Gazda
Mi-a spus că nu trebuie să plătesc nimic pentru încărcare.